public pentru informare asupra problemei cauzate de ambrozie în municipiul Chișinău. Și această conferință de presă este organizată în comun de noi, de Direcția Generală Asistență Medicală și Socială, împreună cu întreprinderea municipale Spații Verzi. Alături de mine este doamna director Victoria Coval. Vom informa pe dumneavoastră și populația referitor la aspectele cadrului legal, la problemele medicale cauzate de ambrozie. La fel, o să vă informăm despre ceea ce face Primăria Municipiului Chișinău, Spațiile Verzi, în combaterea acestui fenomen. După cum cunoașteți, ca medic o să vă spun, și dumneavoastră sunt sigur că cunoaște și populația cunoaște, ambrozia este o plantă foarte agresivă în termen de răspândire a polenului alergic și care cauzează pe 3-4 luni de zile pe an, cauzează grave probleme și suferințe de sănătate pentru pacienții alergici. O să vorbim mai târziu despre partea medicală, dar cumva istoric și nimic întâmplător în această viață, mă amintesc că anul 2018 activam atunci la Ministerul Sănătății, pe atunci era Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în calitate de secretar general și am fost autorul inițiativei consultărilor publice și elaborarea hotărârii de guvern 697 cu privire la ambrozie, cu aprobarea regulamentului pentru combaterea ambroziei. În mapele dumneavoastră aveți puse această hotărâre de guvern, poate foarte ușor poate fi găsită și pe platformele de internet. După cum vedeți, noi avem un cadru foarte bun legal în Republica Moldova referitor la combaterea ambroziei. O să recunosc că la acel timp, în anul 2018, când am elaborat, eram la minister și am elaborat acest proiect hotărâre de guvern, ne-am inspirat din experiența altor state și în special din experiența României. Respectiv hotărârea 967 din octombrie 2018 stipulează foarte clar care sunt responsabilitățile și spunem acțiunile necesare de întreprins de către autorități. Și o să dau citire, deci Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, așa se numea pe atunci, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, așa se numea pe atunci, Ministerul Afacerilor Interne și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea planului de acțiuni, vor asigura planificarea bugetară anuală și pe termen mediu a mijloacelor financiare necesare pentru realizarea planului de acțiuni, subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului, ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, precum și Agenției Naționale de Sănătate Publică, vor prezenta semestrial Ministerului Agriculturii raportul privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliți în planul de acțiuni. Tot același minister, Ministerul Agriculturii, va sintetiza informația respectivă și va prezenta guvernului anual până la 15 februarie raportul privind realizarea planului de acțiuni nominalizat. Și controlul executării acestei hotărâri de guvern s-a pus în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Regulamentul propriu-zis, care la fel dumneavoastră l-aveți în mape, stabilește normele juridice care reglementează obligațiile subiecților responsabili de gestionare terenelor și autorităților publice centrale în vederea asigurării unui mediu sănătos de viață cu diminuarea riscurilor pentru sănătatea omului de la ambrozie. Și
La fel este specificat că subiecții responsabili de gestionarea terenurilor au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere, distrugere, buruienie, ambrozie pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației pe teritoriile extinse. La fel sunt stipulate în regulament că până la data de 30 mai a fiecărui an se va monitoriza prezența buruienii ambrozie pe teritoriul raionului, municipiului, cu generalizarea informației privind răspândirea acesteia. Și autoritățile publice centrale, deci Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii, Agenția Mediului, ANSA vor desfășura campanii de informare și contizare privind măsurile de prevenție care se impun în scopul limitării sau extinderii ambroziei, eradicării speciei invazive menționate, cu postarea recomandărilor pe pagini oficiale ale instituțiilor. Și desigur că sunt stipulate sancțiunile care trebuiesc impuse pentru acei agenți publici sau privați care nu respectă, nu urmează acele deci, stipulări de combatere a ambroziei. Respectiv, conform codului contravențional, deci aplicarea de amenzi și este foarte clar. Cu regret, în autoritate, noi suntem în autoritatea publică locală, suntem în municipiul Chișinău. Noi nu suntem abilitați cu responsabilități de control, verificare și amendare a agenților publici sau privați, cu regret. Aceste responsabilități sunt în acele autorități publice centrale care deja au fost menționate, care au același lucru. Și iarăși ne lovim să nu se supere nimeni, chiar nu facem politică aici. Dacă vă amintiți și o să fac o paralelă cu coronavirusul de tip nou, COVID-19. Țineți minte la început, când eram în deplină pandemie, la început, când era foarte grav, erau formele cele complicate și așa mai departe, la fel, toți strigau, de ce nu amendăm populația care nu respectă, care îmblă fără mască, care nu stă acasă fiind în izolare și așa mai departe. Același lucru, noi nu suntem abilitați cu aceste responsabilități. Acele lucruri la fel trebuiau făcute de autoritățile publice centrale. Și am avut ce am avut și în perioada COVID și avem ce avem și acum în ambrozie. Nu există o comunicare, nu există o cooperare, nu există cel puțin o intenție de discuție de la autoritatea centrală cu autoritatea publică locală. În cazul de față vorbim de municipiul Chișinău. Și amintesc că municipiul Chișinău nu este doar municipiul Chișinău. Municipiul Chișinău este capitala Republicii Moldova. Și cred că de la această nedorință de comunicare a autorităților publice centrale cu autoritatea publică locală, pe toate domeniile. Eu pot să vorbesc numai despre domeniul de sănătate, că celelalte nu este în competența mea și nu-i corect ca să... Dar și acolo nu există comunicare. Colegi, în 2 ani și jumătate de pandemie COVID am avut o singură întâlnire la Ministerul Sănătății cu doamna ministru și primarul general, unde m-a asistat și eu. Asta după 10 de scrisori înaintate, vă pot da copiile acestor scrisori, da? Și aceea a fost întâlnire deja când practic am stat sub ușă ca să intrăm la doamna ministru și am asigurat-o de toată susținerea, am asigurat-o de toată deschiderea și să amintim că spitalele municipale au primit 70% din numărul de pacienți la nivel național. Numărul de 4 în spitalele municipale, le-am implicat pe toate în COVID, au primit și pacienți din Republică. Deci a fost cea mai mare presiune. Și să nu se supere nimeni, Republica Moldova și Ministerul Sănătății au avut o experiență, o generare bună a... Vă rog să nu deconectați lumina. Deci au avut o experiență bună în gestionarea crizei pandemice datorită sistemului de sănătate municipal, care știți dumneavoastră cum a fost. Și iată se repetă același lucru și cu ambrozia. Nu avem nicio comunicare. Ați văzut dumneavoastră vreo
convocarea unei ședințe de către Ministerul Agriculturii, Agenției Mediului sau alte autorități publice centrale, unde se invită autoritățile locale să discutăm, să vedem împreună. Uitați-vă în hotărâre de guvern, uitați-vă în regulament. Care este rolul autorității publice și când se include autoritățile publice? Dacă vorbim despre sancțiuni sau despre eradicarea ambroziei, punctul 11 din capitolul 3 din regulamentul din hotărârea 697, o să dau citire motamo. Deci, în cazul în care este imposibilă identificarea subiecților responsabili de gestionare terenurilor sau în cazul persoanelor vârstnice cu afecțiuni medicale care se află în imposibilitatea aplicării măsurilor de combatere și prevenire a buruienii ambroziei, ori în cazuri de litigii, decese, responsabilitatea pentru întreținerea conformă a terenurilor revine autorităților publice locale în a căror rază teritorială este situat terenul infestat. Este foarte clar. Deci, vreau să vă zic că avem un cadru legal foarte bun. Poate că nu este perfect. Noi vom fi bucuroși dacă colegii de la Ministerul Agriculturii, de la Agenția Mediului, vor veni cu completarea și ajustarea și îmbunătățirea acestui cadru legal. Cumva am fost lăsați în voia sorții. O să vă vorbească doamna director ce cheltuieri are autoritatea publică locală în extirparea ambroziei. De fapt, aceste responsabilități și acești bani, aceste surse ar trebui să vină de la autoritatea publică centrală. Oricum nu s-a întâmplat cu rambursarea banilor, deci peste 132 de milioane de lei în gestionarea crizei COVID-ului, așa cum nu s-a întâmplat cu rambursarea banilor recent de la intemperiile naturale, de la acea furtună, peste 20 de milioane de lei, nu au fost alocați bani din bugetul central și pentru combaterea ambroziei. Da, noi în municipiul Chișinău poate avem o posibilitate și domnul primar ține la controlul această problemă și poate că am luat din alte domenii și am alocat aici pentru combaterea ambroziei, dar asta înseamnă că a suferit ceva alt domeniu. Bine, aici în Chișinău. Ieșiți în afara Chișinăului, mergeți după Chișinău, mergeți spre Bălți, mergeți spre sud, vedeți ce lanuri frumoase de ambrozie avem, de toată frumusețea. Devine probabil deliciul agricultural din Republica Moldova, devine o plantă de top cultivată în ghilimele de Ministerul Agriculturii. Deci, la nivel de autorități publice locale în afara Chișinăului, care au posibilități minore sau nu le au deloc, ei nu pot să combată. Dragi colegi din autoritățile publice centrale, luați problema în vizor. Aveți cadrul legal, hotărârea de guvern care vă obligă să responsabilizați acest lucru. Convocați-ne, dați-ne sarcini nouă. Noi vom face și mai bine decât facem aici. Vom face împreună și vrem să facem împreună. Nu se dorește. Credem noi că această deficiență de comunicare ne aduce, iată, toate cele probleme care de ineficiență a politicilor publice care se întâmplă în Republica Moldova pe toate domeniile. Și nu este este o ambiție, este o dorință a cuiva să nu se comunice. Acum la problema medicală. Alături de mine este doamna Georgeta Gavriliță, care este și director medical la Asociația Medicală Botanica. Alături de mine este doamna Violeta Baltă, șefa Direcției Sănătate din cadrul Direcției Generale, care o să vă spună mai multe la necesitate. Ambrozia generează grave, grave probleme de sănătate. Semințele de ambrozie se pot păstra 30-40 de ani și pot crește, de asta ele și crește și se înmulțesc. Schimbările climatice, la care suntem noi martori acum, și acele schimbări climatice care aduc la încălzire globală,
Faptul că Republica Moldova în următorii ani, până în 2050, dar deja probabil mergem cu pași mai avansați cumva pe asta. Deci clima va deveni subtropicală. Va fi o mare problemă pentru toată populația, pentru sectorul agricol, dar va fi o mare bucurie în ghilimele pentru ambrozie. Deci noi observăm, și o să vă spun la fel, doamna director, observăm o schimbare radicală de rezistență biologică, deci a ambroziei, când ea nu mai răspunde la cele tratamente cu chimicale, da? Și iată de ce avem tot mai multe plante și mai multe plante. Dar nu se face nimic pentru stâlpire. Se face ceva doar în Chișinău. Să nu se supere nimeni iarăși. La nivel de autorități publice locale, în sate, în raioane, pe câmpuri, cel puțin pe marginea traseilor naționale, nu se face nimic. Dar revenind iarăși la problema medicală. Deci noi am făcut, nu există date statistice, Ministerul Sănătății nu colectează datele statistice cu referire la afecțiunile alergice cauzate de ambrozie. Noi am făcut statistica noastră, adevărul că poate cam târziu și noi ne-am sesizat, avem statistica doar pentru luna august. Deci instituțiile medicale, doar cele primare, fără spitale, ne-au raportat peste 600 de cazuri, peste 600 de pacienți care s-au adresat, atenție, cu probleme deja grave alergenice la medicul, la medicul de familie sau la medicul alergolog. Conform metodologiei estimate internaționale, folosite apropo și de Organizația Mondială a Sănătății, numărul raportat ar trebui mulțit la 10. Ce ar însemna asta? Asta ar însemna că noi în municipiul Chișinău am avea cel puțin 6.000 de afecțiuni în luna august, cele mai grave de pacienți. Numărul lor la sigur este mai mare. Numărul lor la nivel național la sigur este mai mare. Tratamentul reacțiilor alergice în ce constă? În primul rând constă în efectuarea anumitor teste de laborator la laborator la alergeni, care știți foarte bine sunt foarte costisitoare și aici iarăși laboratoarele private profită de acest lucru pentru că laboratoarele publice din spitale, din AMT-uri, din asistența primară, CNM-ul nu alocă bani pentru efectuarea acestor teste la alergeni. Noi avem posibilitatea, suntem dotați, dar contractul care le au instituțiile medicale, și asta nu numai în Chișinău, la nivel național, nu prevede și efectuarea gratuită a acestor teste la alergeni. Și atunci ce face pacientul care suferă? Scoate banul din buzunar și plătește. Și mai face și a doilea, și a treilea, și a zecelea test. Acum tratamentul. Tratamentul este individual. Da? Mulți nu dau testele că sunt costisitoare și înțelegem. Și atunci ia tratament la întâmplare. Se duce într-o farmacie, bine, dacă consultă medicul îi prescrie un tratament cât de cât sub control. Dar acum noi suntem foarte bine informați în ghilimele și prietenul nostru Google ne spune orice tratament și persoana se duce în farmacie, zice, dați-mi mie acel medicament. Sau întreabă de farmacist, dați-mi un medicament pentru reacție la ambrozie. Și atunci ce face farmacistul? Nu toți, dar unii din anumite considerente, zice, luați preparatul ăsta și îi recomande un anumit brand și doar acel alt brand. Nu vreau să deschid parantezele de ce se întâmplă aici, dar este un tratament în majoritatea cazurilor ineficient. Și atunci pacientul trebuie să schimbe 2, 3, 4 tratamente până își găsește un tratament eficient. Astea sute și chiar mii de lei care le scoate pacientul din buzunar având statutul de asigurat, având polița de asigurate plătită cu regularitate, ca cetățean cu responsabilitate civică. Reieșind din toate și problemele medicale la cei alergici, deci ele sunt foarte complexe. Ele nu dispar după un an de zile. În fiecare sezon ele se repetă.
Și aceleași persoane, an de an, cheltuie sute și mii de lei și au aceleași suferințe fizice, tragice, chiar aș spune, iată, în această perioadă. Iar de aceea am solicitat, am recomandat, de fapt, și am solicitat respectuos Ministerului Sănătății să analizeze, să convoace specialiștii, să analizeze povara socială, repet, a ambroziei, să analizeze povara economică, cât îl costă pe statul Republica Moldova menținerea în concedii medicale a sute de pacienți anual, dar poate mii la nivel național, și sigur că sunt mii la nivel național. Cât costă asta financiar? Faceți analize și în baza analizei bazate pe dovezi, contrapuneți. Oare nu-i mai eficient să avem niște medicamente compensate care CNAM-ul, nu știu, specialiștii se expună. Deci specialiștii ne-au recomandat o listă de medicamente, niște denumiri comerciale denumiri internaționale, îmi cer scuze, mulțumesc doamna doctor, care ar putea fi recomandate, nu noi luăm decizia care medicamente să fie inclus. Este echipa de experți la Ministerul Sănătății, cu CNAM-ul, discută și agrează. Preparatul X, preparatul Y pot fi incluse. Dar faceți ceva, măcar două, trei preparate, așa cum m-am exprimat eu pe rețea de socializare, măcar două, trei preparate, fie și cele mai ieftine. Va fi foarte folositoare pentru persoanele în dificultate. Noi avem pensionari, persoane cu dizabilități, persoane cu salarii mizere. Și încă povara asta punem toți pe ei. Ați văzut reacția Ministerului la această propunere. Ieri a plecat scrisoarea semnată de primarul general către Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină. Aveți copia scrisorii în mapele dumneavoastră, unde la fel respectuos este abordată problema, se menționează deci, gravitatea problemei, povara socială și economică și se recomandă deci, examinarea și introducerea pe lista medicamentelor compensate a unor preparate. Să convoace Ministerul Specialiștii, să se bazeze pe niște date statistice și vă asigur că dacă va contrapune, dar trebuie cineva să fie un pic cu lumină la cap, cineva să îi împingă să facă acest lucru, da? Să contrapună economic. Câți bani plătește statul pentru concediu medical în această perioadă? Care este defavoarea sectorului economic, că persoana nu se află la birou, dar stă acasă pe buletin? Și cât ar costa compensarea două, trei sau mai multe preparate antialergenice dacă ar fi incluse pe lista de compensare? Vă asigur că costurile ar fi mult mai mici. Mult mai mici. Să se facă niște calcule. Nu știu, deci nu este treaba noastră. Ministerul Sănătății, ați văzut reacția. Deci o să vedem răspunsul la această scrisoare. Dacă va veni. Eu sunt sceptic că Ministerul Sănătății va răspunde acestei scrisori, fiindcă avem în spate experiența de nerăspuns, care este o gravă încălcare a cadrului legal. Deci noi am adresat multe scrisori pe alte subiecte. Dacă o să intereseze pe cineva, o să vă dau într-un interviu privat pentru agenția dumneavoastră. Eu sunt sceptic că Ministerul ne va răspunde. Consider că trebuie să lansăm toate ambițiile la o parte. Republica Moldova este țara noastră. Suntem o țară foarte mică. Dezbinarea aceasta, nedorința de comunicare ne va aduce la perzanie pe toți. Deci este deșteaptă acea guvernare care îi adună pe toți, care îi consolidează pe toți. Oriunde, în orice societate, în orice domeniu, există oameni, să zicem, deci mai capabili și oameni cu capacități mai mici, ca să nu spun oameni deștepți și oameni mai puțin deștepți, da? Valoarea este umană, sunt toți cetățenii Republicii Moldova. Adunați oamenii competenți împreună.
nu după criteriu politic. Și așa pe toate domeniile. Și acea guvernare este deșteaptă și va fi deșteaptă și va fi apreciată dacă va ști să adune resursele umane, deci competente, cu viziuni strategice. Eu nu zic că noi suntem cei mai deștepți. Nu. Dar am putea contribui cu ceva. Să fie dorință în comunicare. Ați văzut dumneavoastră într-o terminologie modernă folosită la nivel internațional și de organismele internaționale și de fundațiile internaționale. Ați văzut dumneavoastră un think tank să organizeze vreo autoritate centrală unde se adună experții naționali, indiferent de viziunea politică, de culoare, de sex, de religie și așa mai departe, ca să discute think tank-ul ăsta care ar fi plus valoare de elaborare de politici. Nu au fost. Dar cred că am discutat prea multe despre lucruri care nu chiar țin de competențele mele, dar ar răbufni din suflet ca cetățean al Republicii Moldova. O să mă opresc aici, doar să menționez că cazurile grave, medicale, și noi le avem, pot aduce inclusiv la decesul persoanelor. Slavă Domnului, noi nu avem încă asemenea cazuri anul acesta documentate. Pe de altă parte, ziceam că Ministerul Sănătății nici nu adună datele statistice despre alergiile cauzate de ambrozie. Și ele devin și mai grave dacă se suprapun alergiile la ambrozie cu alte alergii la altceva sau la alte substanțe. Eu cunosc persoane care stau cu masca la propriu 3-4 luni de zile în casă, cu ferestrele închise în casă, iată acestea, și deci cu o clinică simptomatică foarte, foarte agresivă și decade din activitatea profesională și așa mai departe. Deci nu este exclus că în unele cazuri, când este în concediu medical, deci 4 luni de zile sau și mai mult avem unele cazuri, persoana de fapt trebuie declarată sau trebuie atribuită cu grad de dizabilitate. Mulțumesc, doamna doctor. De ce noi doar facem PR public? De ce nu analizăm problemele grave? De ce nu ajutăm realmente oamenii, cetățenii noștri? Deci, de ce nu investim în prevenție, același lucru, în fondul de prevenție de la CNAM? Atâtea miliarde stau în contul acela. Deci, miliardele stau în conturile bancare, nu se cheltuie pe necesitatea populației, pe programe și așa mai departe. Stau în conturile bancare și adun dividende în bancare. Foarte bine, și asta trebuie. Dar acolo unde sunt bani în rezervă, unde nu există probleme de sănătate publică. Mulțumesc, scuzați-mi emoțiile, doamna director, dumneavoastră aveți la fel o intervenție foarte importantă, vă rog să ne spuneți. Mulțumesc mult, domnul doctor, bună ziua tuturor. Deci, în aceeași ordine de idei vreau să vă comunic, într-adevăr, ambrozia este o plantă foarte și foarte agresivă. După cum s-a menționat, are o plasticitate ecologică foarte mare și vreau să vă informez că ambrozia este considerată o plantă invazivă la nivel global. În toate țările, după cum s-a menționat mai sus, sunt aprobate programe concrete de eradicare a acestei specii. Însă, din păcate, vedem că după iarăși schimbările globale accentuează o răspândire tot mai mare și mai rapidă acestei plante. La nivelul municipiului Chișinău, Asociația Spațiilor Verzi întreprinde eforturi constante pentru eradicarea acestei plante în conformitate cu metodologiile stabilite de către organizațiile internaționale, anume metode care s-au recunoscut ca eficiente pentru combaterea acestei specii. Și acestea sunt metode tehnice, deci inițial începând cu faza vegetativă, începând cu 1 iunie, care ar coincide, adică calendaristic, 1 iunie și până în septembrie, deci se aplică diferite metode. Metodele tehnice sunt eficiente până la, adică și au ca scop prevenirea
atingerii fazei de înflorire, atunci când această plantă este cea mai agresivă și provoacă aceste alergii, deci acest polen care se răspândește pe o rază foarte mare, deci provoacă alergiile despre care s-a vorbit și disconfortul acesta tuturor cetățenilor. Vreau să vă spun că, deci, în literatura de specialitate se menționează că de obicei sunt alergici în unii ani și acele persoane care niciodată nu au dat alergii în genere. Deci vedem că planta aceasta pe parcurs, deci ea este foarte și foarte agresivă. Evident că noi nu avem în buget bani planificați anume pentru eradicarea plantei respective, dar în fiecare an întreprindem eforturi considerabile. Deci pentru anul trecut, de exemplu, a fost eradicată planta pe o suprafață de 41 de hectare. Anul acesta, aplicând diferite metode, metode tehnice și chimice, după cum am mai spus, ca să revin, metodele tehnice constau în smulgerea plantei, cosirea plantei de 3-4 ori pe sezonul de vegetație. Aceste metode, iarăși, intensitatea lor depinde și de sezonul, deci de condițiile climaterice care sunt. Dacă este un an ploios și cu climă umedă care favorizează apariția și creșterea din plin a acestei plante, atunci și intervențiile sunt mai dese. Anul trecut, de exemplu, a fost cheltuit o sumă de 1 milion de lei, deci asta include atât preparatele chimice, pardon, cât și munca acelor oameni care sunt permanent în și se află permanent în această campanie. Deci, ce ține de preparatele chimice? Noi folosim preparate chimice omologate care sunt înregistrate oficial în registrul de stat al produselor de uz fitosanitar și fertilizanților. Toate aceste preparate sunt coordonate și cu Direcția de Specialitate din cadrul ANSA. Cele mai utilizate sunt Uragan Forte, Trend și nitrat de amoniu, deci ne stăruim să utilizăm acele preparate care nu sunt atât de agresive pentru și nu prezintă pericol pentru sănătatea umană, ținând cont și de densitatea populației care este în municipiu. Vreau să vă spun că pe parcursul ultimilor ani, specialiștii noștri au observat că această plantă totuși dezvoltă o rezistență la aceste preparate și de multe ori se vede că ele sunt ineficiente. Din discuțiile pe care le-am purtat cu Direcția pentru Protecția Plantelor din cadrul ANSA, am ajuns la concluzia și deci am solicitat ca să fie efectuate testări suplimentare la alte tipuri de erbicide care să aibă un efect sistemic și să combată această plantă. Vreau să vă spun că, și să vă informez că, da, a fost elaborată acea hartă interactivă privind răspândirea acestei specii. Sunt, deci, disponibile și sunt actualizate datele cu zonele de risc. Vreau încă o dată să reamintesc că noi întreprindem măsuri anume pe terenurile municipalității, dar din păcate nu avem acces și nici dreptul să intervenim pe terenurile care sunt proprietate privată, terenurile agenților economici, ceea ce de fapt duce la zero eforturile noastre, fiindcă, după cum a menționat și colegul meu, domnul Gâlcă, irresponsabilitatea aceasta autorităților care sunt nemijlocit responsabile prin această hotărâre de guvern și inclusă în planul de acțiuni, și anume fiindcă practic nu se fac controle și din discuțiile purtate cu dumnealor, rata sau numărul redus de procese verbale care au fost întocmite acelor agenți economici sau proprietari de terenuri este foarte mică, foarte redusă și ne arată de fapt că e un indicator că practic nu se întreprind măsuri, dumnealor motivând că nu au resurse suficiente pentru această campanie de, sau pentru ieșiri suplimentare în teren, nu dispun de personal calificat și dumnealor se autosesizează doar
când parvin petiții de la cetățeni. În acest scop, noi am elaborat un pliant care l-am distribuit în toate unitățile de transport și deci în toate instituțiile publice, dumneavoastră l-aveți în mapă. Noi avem o linie fierbinte la care deci recepționăm toate mesajele și ne stăruim să intervenim câteodată chiar și pe terenuri proprietate privată, cu acordul evident a proprietarilor, ca să eradicăm această plantă. Dacă, cu permisiunea dumneavoastră, deci o să dau citire zonele care au fost tratate din orașul Chișinău, începând cu 1 iunie și până în prezent. Deci, sectorul botanică au fost, s-a intervenit în Parcul Valea Trandafirilor, Șoseaua Muncești, Strada Calea Basarabiei, Parcul Valea Farmecilor, Bulevardul Dacia, Traseul Dacia Aeroport, Bulevardul Cuza Vodă. În sectorul Ciocana, deci iarăși avem Parcul Râșcani, Strada Transnistria, Scoarul din Strada Ginta Latină, Strada Mihai Sadoveanu, Strada Eroii Neamului, Pădurea Parc Nicolae Milescu Spătaru, Strada Calea Dacilor, Strada Meșterul Manole, Strada Mihai Sadoveanu, iarăși sectorul centru, Strada Drumul Viilor, Șoseaua Hâncești, Strada Testimițeanu, Strada Trifan Baltă, Strada Costești, Strada Tudor Strișcă, Strada Ialoveni, Parcul Valea Morilor, Aleea Panhalipa, sectorul Buicani, Parcul La Izvor, Strada Eugen Coca, Strada Calea Ieșilor, Strada Milano, Strada Ghidighici, Parcul Butoiaș, Strada Misager, Strada Mihai Viteazu, Strada Dosoftei, Vasile Lupu, Șoseaua Balcani, Scoarul din Strada Alexei Matievici, Strada Liviu Deleanu, Nicolae Costin, Strada Angela Păduraru, deci strada... Doamne director, trebuie să menționez toate străzile din Chișinău, nu pierdeți timpul nu. Cu asta. Eu pur și simplu vreau să menționez că noi, într-adevăr, adică avem punctele care noi le-am, deci am aplicat metodele respective, pur și simplu ca să fie clar că deci noi am intervenit și avem și suprafețele respective, dacă cuiva o să fie util. Deci, după cum observăm din aceste rapoarte prezentate, în sectorul Buicani avem cea mai mare răspândire a acestei specii. Cu toate că, dacă nu o să intervenim la timp, ținând cont de, după cum am vorbit, caracteristicile biologice ale speciei date, capacitatea de răspândire și de autoconservare, după cum s-a menționat, până la 40 de ani, semințele au capacitate germinativă și se înmagazinează în sol, respectiv este necesar de conjugat eforturile tuturor autorităților și tuturor deținătorilor de teren. Altfel, noi pur și simplu o să pierdem și resurse financiare, și timp, și practic efortul chișinăuienilor o să fie egal cu zero. Este necesar ca să fie o campanie amplă pe tot teritoriul țării și să fie intensificat controlul, în special după cum și s-a menționat. Este suficient să ieși din municipiu și să admiri planta respectivă care este în plină fază de înflorire și, cu regret, iarăși cum am spus, provoacă disconfort și câteodată chiar și unele tragedii familiilor, persoanelor, cetățenilor. Noi totodată am recomandat ca să fie elaborat totuși un spot video social care să fie difuzat la toate televiziunile, ca lumea să conștientizeze totuși care este pericolul acestei plante. Evident că susținem demersul pentru compensarea celor medicamente, pentru oferirea gratis și nu numai a medicamentelor, dar sunt multe autorități publice locale care nu au suficiente resurse pentru a antrena muncitori ca să combată tehnic această plantă, pentru a achiziționa acele preparate chimice, erbicide, ca să distrugă eficient ambrozia. Ca recomandare, adică și ca solicitare, ar fi foarte bine
ca în planificarea bugetară pe termen mediu și pe termen lung să fie prevăzute aceste alocații financiare, nu numai pentru campanii de conștientizare, dar nemijlocit pentru anume procurarea de erbicide și pentru susținerea tuturor eforturilor de combatere. Mulțumim foarte mult! Dacă îmi permiteți ultima mea remarcă, adresare către populație, din punct de vedere medical, vă rugăm foarte mult, nu vă ocupați cu autotratamentul. Asta vă va aduce la cheltuieli suplimentare nejustificate, tratamentul va fi ineficient, veți pierde, în lipsa medicamentelor compensate, veți pierde mai mulți bani din buzunar. Adresați-vă la medic, adresați-vă în primul rând la medicul de familie. Medicul de familie, fie că va da anumite investigații sau va indica tratament, fie, în cazuri mai complicate, vă va remite la medicul alergolog. Deci toate asociațiile medicale teritoriale, toate cele 12 centri ale medicilor de familie din municipiul Chișinău, asistența primară, deci activează și în această perioadă sunt supraaglomerate. Noi am discutat cu colegii noștri din asistența primară, am rugat înțelegere, am rugat că în această perioadă mai puțin medici alergologi să meargă în concediu, fiindcă povara este enormă și medicii alergologi nu reușesc să-i primească, să-i consulte pe toți pacienții, dar sunt foarte bine instruiți și competenți medicii de familie, care iată că consultă și acordă asistența medicală. Colegi, vă mulțumesc. În cazul că sunt careva întrebări, vom fi bucuroși să vă răspundem. Întrebări că nu sunt, înțeleg că nu sunt întrebări. Vă mulțumim. O zi bună tuturor. Doamna director. Da, mulțumim foarte mult.